Mii de argeșeni și nu numai s-au bucurat de frumusețea narciselor aflate acum în arie protejată. Cu mic cu mare, cei prezenți au profitat de spectacole artistice, dulciuri tradiționale și peisajul de poveste oferit de narcise. Foarte mult pentru narcise și îmi plac foarte mult și mai mult am venit ca să mă dau în mașinuțe și în tiribombe. Ce vă place cel mai mult? Să venim la târg și să ne dăm în tiribombe și în topogane. Da, și ție? Topogale. Da. Îți plac florile din spatele vostru? Da. Sărbătoarea narciselor din Comuna Negraș este una dintre cele mai vechi sărbători dedicate florilor din țara noastră. Acolo se adună de fiecare dată mii de oameni să admire florile și să le cunoască povestea. Minunat! Este o experiență extraordinară într-un colț aproape de rai. Păcat că e prea puțin. E bine că s-a îngrădit. Mi-am mai pomenit. De unde veniți? Da, aici aproape, în Pitești. Sunteți în Pitești, nu? Da. Da? Este prima dată când veniți? Da, prima dată, da. Anul acesta, sărbătoarea verde din Poiana Narciselor a ajuns la ediția cu numărul 55. Toți participanții s-au bucurat de spectacole și mese câmpenești, așa cum cere tradiția românească.